Situată la 30 de minute de municipiul Giurgiu, comuna Singureni este formată din trei sate, Crânguri, Stejaru și Singureni. În primăvara acestui an am vizitat-o, iar acum, spre finalul anului, am decis să mergem din nou în vizită la primarul comunei Singureni, Marian Păduleanu. Am discutat cu acesta despre cât de dificil a fost anul 2023, mai ales din punct de vedere financiar, despre problemele care există în acest moment, dar și despre unul dintre cele mai importante proiecte finalizate în comuna Singureni. De asemenea, primarul comunei Singureni ne-a vorbit și despre proiecte de viitor, care cu siguranță vor aduce o viață mai bună locuitorilor din comuna despre care vorbim. Domnule primar, au trecut câteva luni de la ultima vizită pe care v-am făcut-o în comuna Singureni. Am revenit din nou la dumneavoastră, luna noiembrie, început de luna noiembrie, motiv pentru care o să vreau prima întrebare să fie legată de pregătirile pentru iarnă, dacă e să avem o iarnă mai dificilă, să spunem așa, cum merg lucrurile în comuna Singureni? Bună ziua! Ce pot să vă spun? După cum vedeți, afară e foarte frumos. Să sperăm că, cu toate că avem mari probleme cu agricultura din cauza secetei. Dar m-am uitat și eu așa pe vreme, am văzut că lucrurile în partea de sud a țării va fi cam așa. Eu, din punct de vedere al primăriei, suntem pregătiți. Mare pregătire, nu știu ce aș putea să avem. Avem un tractor al nostru cu sărărițe, avem buldo. Dacă o fi ceva să fie o iarnă mai severă, o să facem un contract cu cineva pentru dezăpezire. Pe la noi, pe aici, trece drumul DG411, cred că Consiliul Județean deja e pregătită pentru acest drum. Mai ales că în ultima vreme e un trafic foarte intens. Nu știu de ce, dar dintr-o dată așa a explodat mașinile pe drumul ăsta județean. Chiar aș face un apel către domnul președinte al Consiliului Județean să ne sprijine cu acest drum, deoarece în ultima vreme, de fapt în ultimii 2 ani de zile, s-a deteriorat foarte rău. Am înțeles că a primit ceva bani pentru acest drum, urmează licitația sau poate s-a făcut și nu știu eu, dar e o urgentă maximă pe acest drum. Este destul de deteriorat. Da. Mai ales între Singureni și Iepurești. Între Singureni și Iepurești e chiar deplorabil. E o zonă în care trebuie să aibă multă grijă acolo. Da, da, da. Chiar, acum câteva zile am avut o vizită, să zic așa, al unui cetățean venind de la București pe la 2 noaptea, aici la pod, la noi, la Neajlov. Cred că a mers cu viteză, nu știu ce s-a întâmplat, neștiind drumul, noi cunoscând drumul, și a spart baia. Și la 2 noaptea a venit la poarta mea strigând, alo, primarul ei! Parcă eu eram, da. Am ieșit, bineînțeles, la om, omul foarte deranjat, că și-a spart baia, nu știu de unde a întrebat și cum a întrebat, și-a, da? Și-a aflat și m-a luat pe mine la întrebări ca și cum eu eram răspunzător de acest drum. Bineînțeles că i-am explicat, omul cred că a înțeles, a zis că dă judecată Consiliul Județean. Să sperăm că lucrurile se vor pune pe un făgaș normal. În ultima vreme, vedeți și dumneavoastră, bugetele sunt foarte sărăcite, să zic așa. Noi chiar avem o problemă foarte, foarte gravă la nivel de comună în legătură cu bugetul. Din câte am înțeles din ultimele informații pe care le avem, că nu se va face o rectificare bugetară. E pentru prima oară în decursul anilor de la Revoluție până acum când nu s-a făcut o rectificare bugetară. Acest lucru dăunează foarte mult primărilor, cum suntem și noi, de fapt. Și ca și noi, să zic așa, sunt de nivelul sutelor de primării din România care nu au un buget propriu și depind doar de banii de la bugetul statului. Noi, ce să vă spun, încasăm undeva la 600.000 de lei pe an.
adică aproape de 6 miliarde de lei vechi. Vă dați seama că avem fondul de salarii cu asistență socială, cu handicap, cu toate cele, aproape 200 de mii de lei pe lună. Din 600 de mii de lei ne ajung doar 3 luni. Care ne vin pe an. Că ne mai vin cotele alea de la finanțe și ce ne mai dă Consiliul Județean, cu toate că anul ăsta a fost un an extrem de greu, ce să spun. Înțeleg și Consiliul Județean, pentru că nici ei n-au situație foarte bună, dar nu știu unde se va ajunge cu toate aceste probleme. Din toate punctele de vedere. Da, chiar avem o problemă foarte mare. Foarte mulți cetățeni și, în general, oameni, așa, zic, de ce nu face domnul primar proiecte? Nu e, eu chiar aș da un exemplu, nu e neapărat, să zic, despre mine. Aici, la nivel de primari, că am mai discutat și noi, între noi primarii. Păi cum să facem proiecte din moment ce noi nu avem bani? Proiectele, toate proiectele se fac cu bani. Pentru SF, pentru consultanță, pentru cofinanțare, cum e cazul la noi acum, avem un proiect pe apă și canalizare, pe satul Crânguri, și suntem foarte avansat cu el. Adică apa e undeva la 90 ceva la sută terminată și canalizarea undeva la 60 ceva la sută. Dar mai avem nevoie de o cofinanțare din partea primăriei, acest proiect e pe fonduri europene. Să facem stația de epurare, pe care noi nu avem să-i punem. De împrumutat. Nu putem nici să ne împrumutăm. Că nu avem un buget să fie sustenabil, adică să... Deci... Eu nu găsesc o soluție. O soluție... Am făcut niște demersuri către toate instituțiile statului, dar, din păcate, toată lumea... N-a spus niciun răspuns până în prezent. Chiar pe această cale aș vrea să fac un apel către acești domni care ne conduc. Și vorbesc aici de la nivel județean. Vorbesc de deputați, de președinți de consilii județene, de senatori, pe care să nu mă ia nume de rău și nu vorbesc nici cu o răutate. Dar timp de 3 ani de zile nimeni n-a dat până Comuna Singure. Nu. Și la anul vor face pârtie prin comună, nu numai neapărat prin comuna noastră, și prin alte comune. Vor fi alegeri europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale, și la anul o să-i vedem pe toți, mișunând pe aici, toți vor cere voturile. Dar, în schimb, în 3 ani de zile, și aici nu mă refer neapărat că eu sunt genul de om, cum să spun eu, n-am o dușmănie că e de la PNL, eu sunt de la PSD și ăia sunt de la PNL și n-au venit nimeni. O legătură, să zic așa, mai strânsă am cu domnul președinte al organizației PSD, cu domnul Marian Mina, cu doamna Elena Dinu, bineînțeles, cu cei din partea Partidului Social Democrat. Am vorbit cu dânsii despre anumite situații care le întâmpinăm aici pe raza comunei. Să sperăm că au făcut apel către cei din fruntea guvernului să ne sprijine. Pentru că altfel, eu zic că vor intra foarte multe primării în situație de insolvență, faliment. Avem restanțe la salarii, avem restanțe la... Mai sunt 2 luni de zile, luna noiembrie și luna decembrie, pe care sunt foarte grele. Din fericire pentru comuna noastră, chiar ne mândrim cu un proiect terminat pe CNI, baza sportivă,
E o bază extraordinar de frumoasă. Eu zic că una dintre cele mai frumoase din județul Giurgiu. Am finalizat-o, am făcut recepția, e totul ok, dar gândiți-vă că la această bază sportivă acum o să trebuiască să angajăm și pe cineva să o întrețină acolo, că nu se poate lăsa așa. Mai ales că are toate condițiile necesare de... Da. Trebuiesc întreținute toate chestiile astea. Și aceste chestii să întrețin doar cu bani. Și ajungem din nou la... Ajungem și iar. Și, da. Da, ne învârtim în același și, loc. Da, Biciuns care da. Acolo da. Ajunge. Va fi foarte agitat. Va fi foarte agitat. Mai ales că în ultima vreme vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă la nivel mondial. Războiul din Ucraina, războiul acum din Israel, niște oameni care mor nevinovați. Dar nu mai vreau să spun mai multe pentru că am mai dat un interviu acum câteva săptămâni la o anumită televiziune și am cam deranjat pe mulți că am spus de anumiți oameni care conduc planeta asta și ei mai mult e vorba de interesul lor sau al poporului lor. Pe ceilalți i-a cam uitat. Anul ăsta a fost un coșmar pentru toată lumea. Și la nivel național, și la nivel mondial. Și mă refer aici chiar nu că sunt eu de la PSD. Îl înțeleg foarte bine pe domnul prim-ministru pentru că am moștenit niște lucruri care au fost făcute parcă contra României. Și mă refer aici la acel PNRR pe care se tot pune, după cum știți, acel PNRR a fost gândit la momentul când a fost făcut de foștii guvernanți USR, bineînțeles PNL și UDMR la vremea respectivă, când a fost gândit cu un deficit de 5,5 și acum nu se poate depăși, dacă se depășește se dau bani înapoi, ne taie fondurile. Gândiți-vă că și domnul premier e pus într-o situație foarte delicată. Eu personal am mai discutat și cu el așa. Ne-a spus că încearcă să găsească soluții. Pentru că știe în ce situație suntem și noi primăriile, primarii în general, și satele pe care nu au bugete proprii, și încearcă să găsească o soluție. Nu se poate depăși deficitul de 5,5. Dacă se depășește, noi trebuie să dăm bani înapoi sau ne taie fondurile. Da, mă depășește pe mine situația asta, dar am spus așa în mare, ca să știe despre ce e vorba. Să sperăm că data viitoare când veți veni, voi avea ce să spun mult mai multe. Cu toate că am spus-o și în interviu anterior care l-am dat la o doamnă respectivă de la o anumită televiziune, eu de când sunt primar, am făcut ceva totuși. Asta nu e o laudă, că lăudatul și scărpinatul nu e pe bani. Dar am adus niște bani foarte mulți în comuna singură, în o comună săracă. Proiecte, bineînțeles, apă, canalizare pe crânguri, școli noi, asfaltare în toate satele respective, iluminat public. Acum suntem într-un ADI la Giurgiu, vestitul ADI, care noi de câțiva ani de zile buni, aproape de vreo 10 ani, dacă nu mai bine, suntem băgați în acest ADI pe care noi nu putem să accesăm apă și canalizare pe Singuren și Stejaru din cauza că suntem băgați în acel ADI. Și în acel ADI e o întreagă nebunie, să zic așa, un război între primărie,
prin APA Service și Consiliul Județean. Și toate lucrurile astea s-au răsfrâns asupra localităților care facem parte din acel ADI. E vorba despre, am înțeles, de vreo 15 localități din județul Giurgiu. De asta chiar vreau să fac un apel la cetățenii noștri să înțeleagă situația. Din câte am înțeles, sunt domnii de la ADI, în speță asociația asta de dezvoltare intercomunitară, sunt la nivelul de licitație. Chiar ieri am vorbit cu domnul Grătianu, care este președintele ADI-ului, și mi-a promis că în primăvară ne vom apuca de apă. Să dea Dumnezeu să fie bine, să fie așa cum a zis dânsul, și să aducem o bunăstare mai mare localității, că până la urmă oamenii de asta ne-au pus în fruntea lor să facem ceva. Eu sunt genul de om care chiar vreau să fac. Și din, să spun un proverb românesc, din praștii am făcut bici. Dar nu pot să fac mai mult de atât, pentru că toate se răsfrâng la buget. După ce am vizitat primăria din comuna Singureni, unde am stat de vorbă cu primarul comunei, Marian Pătuleanu, am mers la baza sportivă, care a fost realizată grație unui proiect depus pe CNI, Compania Națională de Investiții. Domnule primar, am ajuns la baza sportivă și obiectivul camerei spune mai multe decât aș putea eu să spun. Este la dreptul ceva frumos și modern, oamenii vor vedea, bineînțeles. Vorbiți puțin despre acest proiect, cum a luat naștere, valoarea lui și dacă v-a fost greu să-l duceți la bun. În primul rând vreau să vă spun că acest proiect, aș vrea să spun că e cu ajutorul domnului fost președinte Nicolae Bădălău, în legătură cu toți ceilalți. E făcut pe CNI, valoarea proiectului e undeva la 2 milioane de euro, aproximativ. După cum vedeți, avem un teren de fotbal, cu tribune, cu nocturnă, cu toate cele, vestiare, o să vedeți. E, oricum, e după un standard foarte ridicat. Avem aici un teren multifuncțional pentru basket, volei, tenis de picior, tenis de câmp, fotbal, mini-fotbal, handbal. Avem parcarea foarte generoasă. Lângă stadion aici am făcut și un parc foarte frumos pentru copii. Ne mândrim când vedem aceste lucruri, ne mândrim, mai ales pentru copiii din ziua de astăzi. O chestie de sănătate. Vedeți, în ultima vreme au luat o razna toate chestiile astea cu fel și fel de prostii, să le zic așa, droguri și mai știu eu ce. Dar când vin aici și văd copiii care se antrenează și joc fotbal, parcă îmi crește inima în mine, da. E un lucru extraordinar pentru localitatea noastră. O localitate mică care am putut să reușim să terminăm această. A fost puțin greu, pentru că, cu toate că noi din partea primăriei n-am avut o cofinanțare, totul a fost din partea CNI-ului. Dar în fiecare zi am venit pe șantier să văd și eu despre cum merg lucrurile, cum aia. Vă dați seama, sunt foarte mulți muncitori care mai dau și peste ochi. Dar dacă îi mai supervizezi și din partea primăriei și din partea constructorului, eu zic că totul a decurs normal. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest proiect și sper să menținem să fie frumos pentru localitatea noastră. Adică să putem să o menținem. După cum v-am spus mai devreme, această bază, vă dați seama că trebuiesc muncitori să lucreze aici, să întrețină. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece peste toate.